Salutare vulpițelor și hutinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod. Sunt aici pregătit să o speriu pe Foxy. A venit acasă și vreau să-i arăt surpriza, dar pentru asta trebuie să-i fac prima dată o sperietură. Oare unde o fi vulpița, băi? Cred că e acolo afară undeva, mama m-am costumat așa în dinozaurul ăsta, dragon sau ce-o-i fi. Să nu uitați să răpeți acolo butonul de like și de subscribe. Și hai să vedem dacă vine vulpița aici. Să vedem. Oare o speriu? Haide, vulpițo. Ia să mă uit pe aici pe geam să vedem, vine. Wow! Ce ești tu verde așa? Aleu, dragonule, ce ești? Sunt tu? Eu, Houdini, Foxy. Mamă, te-ai speriat? Am intrat și am văzut un cap din ăsta de dinozaur sau ce ești tu și mă gândeam, și te dau un dinozaur în casă. Îmi pare rău, Foxy, dacă te-am speriat, doar ghișeam pentru tine. Ia, fii atent aici, am o prăjiturică pentru tine. Vrei o prăjiturică? Da, nu mă îmbunesc cu asta. Tu ce crezi că îmi dai mită? Da, două încoace dacă tot o ai, dar nu-mi dai mită. Uite, ia, mușcă din prăjiturică, Foxy. Acum. Îți place? Uh-huh. E bună. Bine, atunci, gata. Te-am hrănit. Îmi pare rău dacă te-am speriat. Zice, nu m-am speriat așa tare. Hai că ia uite ce costum am aici, cu siguranță te-am speriat. Da, stă bine așa verde. Îți place cum arăt? Da, ești un pic cam verde. Chiar îmi vine bine costumașul, ia uite băi. Auzi, da, Halloween-ul este doar în octombrie. Știu, dar am vrut să te sperii înainte să-ți arăt surpriza, pentru că ghiși ce, terasa este gata, Foxy. Serios? Da. Pe bune, lipsa mi-ați făcut terasa. Da, vrei să vii să o vezi sus? Da, sigur, sper să-mi placă, că dacă nu te pun să o demolești și să o faci iară. Foxy, normal că o să-ți placă. Tu mă pupi ca să mă îmbunezi, am înțeles. Da, da, nu, priată, nu te duc sus, vreau să-ți o arăt de afară. Hai să vezi aici, de afară terasa. Uite și pe Jesse acolo și uite-l și pe Sammy. Dar vulpița unde-i? S-a dus până la magazin vulpița. Ah, ok. Să mai cumpere ceva mâncare, mă rog să cumpere, să mai aducă ceva mâncare. Ce drăguț se vede de sus. Așa ți se pare? Ia uite acolo, este gata terasa, Foxy. Te asortezi cu terasa, așa, verzuliu, vezi? Așa zici? Așa ți se pare? Da. Te plantăm acolo. Înseamnă că numai bine aș putea să stau acolo pe terasă. Chiar am putea să le luăm casa lui Houdini Junior și lui, serios, lui Jesse. Mă gândeam să negociem, că am văzut că lui Jesse îi place foarte mult în camera vulpiței. Am văzut că tot pe acolo stă. Interesant. Înseamnă că am putea să acaparăm căsuța lui Hâță Johnule și să o luăm pentru noi, nu, Foxy? Jesse, vrei să-mi lăsi casa? Nu, Jesse, vorbeam și noi. Bă! De ce te-ai speriat, Jesse? Sunt eu, Houdini. Dar nu mă așteptam să te văd cu costumul ăsta. Ce ești, mazăre? Nu, sunt un dinozaur sau poți să-mi zici dragon. Dar ești foarte verde. Da, sunt verde? Așa ți se pare? Mie mi se pare că sunt portocaliu. Da, ești verde. Ia uite-te la mine, Jesse. Fii atent aici ce știu să fac. Fii atent aici unde te duci. Vino aici, Jesse. Mă speriau dinozaurii când eram mic. Da, fii atent aici ce știu să fac. Mă speriați. Îmi pare rău. Ia uite ce a fugit Jesse, Foxy. Nu mă uit. La unii nu le plăceau clownii când erau mici. Mie nu-mi plăceau dinozaurii. Mi se păreau că o să mă mănânc într-o bună zi. Vin să te mănânc, Jesse. Te-am prins de picior. Hai de mine. Vă plictisiți rău. Chiar mă distrez, mamă, ce amuzant mi se pare, Foxy. Da, vă sună super pe Jesse. Nu, super, dar mă duc să mai sper eu odată. Hai să mă mai duc încă o dată. Oare se așteaptă să mă duc? Nu, e că în spate, hai că mă duc. Pe bune, acum ai dat de socru. Îmi pare rău, Jesse, dar chiar e amuzant. E chiar amuzant, îmi pare rău, sorry. Eu la Houdini Junior și îți facem și noi o farsă de nu te vezi. Aoleu, auzi că o să-mi fac o farsă, Foxy, Jesse, împreună cu Houdini Junior. Da, să nu te aștepți când deschizi ușa de la baie să nu-ți cadă o găliată cu apă în cap. Îmi pare rău, Jesse. Not funny. Nu ți se pare amuzant? Mamă, ai luat-o și tu pe engleză ca vulpița. Hai să mergem, Foxy, să-ți arăt terasa pe care am construit-o aici. Hai că merge, mai necăși... Uite-l pe Houdini Junior! Ce Houdini Junior, Foxy? E Giger! Hai de mine că seamănă cu Houdini
Crăciunier când era mic, nu ți se pare? Ba da, e Gigel, drăguță de el. Într-o secundă am uitat că fiul nostru e mare și căsătorit și are și bebeluș. Hai de mine. Foxy, dar știi ce mi se pare mie amuzant? Ce? Jessie s-a speriat de mine cu costumul ăsta și aparent lui Gigel îi place că sunt costumat așa. Ia uite ce fericit este. Tata, Gigel, nu vezi că trage la pepene? Cred că te confundă cu pepene. Ce-i tot verde, e pepene mai mare. Nu m-am mâncat, Gigele, sunt un dinozaur. Eu cred că ești un pepene. Nici nu se sperie, ia uite-l drăguțul de el, no, frumoșelul. Păi cum învăța să-mi iargă? Au, Semi, ce faci? Da, uite, am grijă de Gigel, pentru că e vorbița plecată puțin. A, foarte bine, foarte bine. Oh, drăguț, bine, băi, Semi, te lăsăm că trebuie să vedem și noi terasa aia, că am zis că ne uităm la terasă și ne-am tot luat pe aici cu nebunile. Au, Sfântini, dar focul ăsta nu-l mai stingi, că no, cred că arde Foxy, de atunci, de grătarul arde 7 zile înainte de petrecere și 7 zile după, deci este petrecere continuă. Aoleu, păi vezi să nu ia foc pe aici dacă lași așa. Noia este supravegheat focul. Am eu grijă aici și are și Semi. Știi? Cam asta e șmecheria. Nu rămâne foculețul singur. Ia uite acolo terasa ce frumoasă. Ia uite-o. Mergem să vedem terasa că vreau să văd și eu. Hai să-ți arăt terasa dacă tu aștepți așa cu nerăbdare. Ia să deschid și ușa asta că eu sunt un dinozaur mai grăsan. Ce trebuie să am în loc? Să intru? Și ia uite, am venit pe terasă. Mamă, ce frumoasă. Mă pun aici pe scaun până vii tu. Frumos. Opa, ia uite. Foxy, cum ai ajuns acolo? Îți fac o poză, stai aici să scot telefonul. Telefonul. Acum îți fac selfie. Să trimi prieteni. Selfie fă mie, nu ție. Îmi pare rău, Foxy, gata, uite acum te pozez. Hai fă-mă mie o poză să trimi prietenilor. Gata, ți-am făcut două poze. Am mai făcut că tu sigur îmi faci pozele așa fain. Gata, stai că-ți fac eu uite așa din dar mai multe părți. Dar vezi din unghiul ăla, mișto să faci așa. Stai, uite, mă pregătesc aici, uite, îți fac așa. Mamă, ți-am prins profilul. Mamă, vezi, ce bine, ce bine stai aici așa pe terasă. Fă-i și din față așa. Așa din față, ia stai. Da. Mamă, perfect, Foxy, perfect. Ce bine ai ieșit în poză. Hai să ne facem și amândoi, eu să mă văd în spatele. Un selfie? Da. Stai că mă urc acum aici, ia uite. Așa, perfect. Oh, ia uite, băi, ce frumos e unghiul ăsta. Ia uite și așa să fac să se vadă și terasa. Da. Mamă, frumos, frumos rău de tot. Ia uite ce bine ne stă. Foarte bine. Sincer, îmi place foarte mult terasa, e mișto rău. Și mie mi se pare șmecheră. Și se potrivește și culorile. Da, uite, am pus, băi, prima dată am luat un scaun și l-am pus la, bine, scaunele sunt de la noi, de la magazin, le-am comandat, am comandat mai multe și am pus un scaun aici și era un scaun negru, Foxy. Oh, și m-am dus și l-am schimbat la magazin și am pus unul roz, așa, ca să se potrivească cu mov-ul ăsta. Mie mi se pare că terasa se continuă cu dormitorul lor, care e de aceeași culoare. Da, vezi, exact, păi le-am nimerit la fix. Știi, dar primul la scaun nu mi-a plăcut deloc, era negru, se potrivea să zicem cu gardul, dar nu, am vrut să fie ceva mai colorat aici, să fie ceva mai frumos, uite, așa arată mult mai bine. Dar știi ce bine se vede de unde stau eu și piscina? Da, am văzut, chiar am zis și pe episodul trecut, am zis că de ce se vede foarte bine piscina, mai ales dacă stai pe scaunul ăsta și te uiți așa, de exemplu, ești uite, vezi? Ești în evidență așa cum ești tu verde acum. Da, păi scaunul e mov și mă scoate pe mine în evidență. Chiar frumoasă terasa, zic eu. Ia să probez și scaunul ăsta alt. Să vedem cum înșade și pe ăsta alt. Ia uite, îți place? Da, foarte mișto, îmi place de numai. Deci e foarte, foarte șmecheră terasa făcută. Dacă vă place și vouă vulpițelor și hudinașilor, să ne scrieți acolo în comentarii și dacă nu ați văzut când am făcut-o, puteți să vedeți episodul trecut. Hai să mergem să ne bălăcim în piscină și așa să și... Mamă, dar eu sar de aici, de pe terasă. Nu, Dini, că e periculos, nu sări de acolo. Eu sar de aici, Foxy. Dini, nu. Aș încerca, mamă, dar nu pot de ghivecele astea. Nu, mergi tu ca tot omul prin casă. Oare pot să sar de pe masă? Nu. Ți frică? Da. Vreau să sar, Foxy. Bine, glumeam. Hai să mergem la piscină. Dar bine, costumul ăsta e o armură și mă protejează. Îți dau eu ție de o protejare. Ce investe copiii ăștia de la noi de acasă? Îmi pare rău, Foxy. Uite, am sărit de aici. Te vede Semi, face și el așa. Deci care e problema?
Ce? Eu am sărit direct îmbrăcat în costum. Dar acum trebuie spălat, mă gândesc, când trebuie să-l returnesc. Îl spăl bine, oricum este waterproof și nu intră apa prin el. Am înțeles, deci n-ajunge apa la pielea ta. Na, este piele de dinozaur, ce credeai tu? Uite ce mișto e piscina, pe bune, că mi-era atât de cald și acum mă răcorez de numă. Da, chiar e faină apa din piscină, mamă, e numai bună pentru vremea asta încinsă. Da, deci cam ăsta a fost episodul Vulpițelor și Hudinașilor. Dacă v-a plăcut, să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram, hudini.insta, iar și foxy.insta. Era să uiți de mine. No, Foxy, îmi pare rău. Dau eu ție. Am vrut să-mi fac promovare singur, glumesc. Da, da. Să nu uitați acolo de follow și un like, v-am spus, subscribe și noi ne reauzim ca de obicei pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!